Știați că o viață a unui om de 100 de ani cuprinde în ea un număr aproximativ de 3 miliarde de secunde? Imaginați-vă un contor năzdrăvan care după fiecare zi trecută ne scade din secundele vieții nici mai mult, nici mai puțin de 86.400 de secunde. România locă în medie doar o oră și jumătate pe lună pentru a participa la spectacole de teatru, a merge la cinema și pentru a vizita galeriile de artă. Cititul în timpul liber ocupă doar 13 minute din zi. Mai mult, timpul dedicat lecturii scade odată cu vârsta, potrivit unui studiu al Institutului Național de Statistică. Astfel, copiii cu vârste între 10 și 14 ani citesc în timpul liber în medie 26 de minute. Tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani citesc 19 minute zilnic. Iar persoane de 25 de ani și peste abia ajung la o medie de 10-12 minute pe zi. Haideți să citim zilnic 30 de minute, acasă sau în biblioteca liceului Petru Rareș Feldioara. Avem nevoie de biblioteca școlii. Avem nevoie de biblioteca școlii. Avem nevoie de biblioteca școlii.